Uite, gata. Hai că mă mișc, mai mișc un pic pe lângă el. Vreau să-l prind și pe el alt, știi, de asta. Are piept, are de el încolo, fii atent. Și la picior e fain. Cât are ăsta că nu mai ții minte? Mai ții minte? Nici, nu mai știu, acolo de mă iuț. Îl întrebăm pe el. M-am pus în partea asta și eu. Ăștia da, nu? Femeie, îți plac sau nu? Spune că sunt râs ca mâia pe tine. La țea, bagă-te pe-n față, păi, cu cheptul dinaintele. La rostul celălalt. Dar și pe lume, că nu se lovește. Mă grei. Aua, dar ăștia când pleacă să duc. Hai, uite la ăla de vreo. Salutăm pe toată lumea. Astăzi prezentăm armăsarii lui domnul Neluțu. Mai are la graj, dar ea nu i-a mai scos. Hai să-l prindem un pic pe domnul Neluțu să trăiască. Lasă domnul Constantin. Salutăm cu respect. Îi mulțumim pentru primire. Cum? Cum să zice când te logodești? Casă de piatră? Da. Aia e cu luna de miere. Ah. Nu, dar nevasta ei era mai frică. I-am spus că este contra greutate, să nu se sperie. Cât are ăsta din dreapta, că nu mai țin minte? 4 și ălalt? La 7, bine. 6 la 7. 6 pe 7, lasă-l. Dăm cât îl spunem. Grațianu, mă ajută-l măcar. Grațianu, mă, nu fi mașină la mine. Atât o luați direct în stânga. Ce iei rudat câtă casă, mă? Ia rudat direct, în tare, încolo.
Așa, asta e silul mână, apoi cu ăștia doi. Surul cât are? Surul 9. 9 și negru? 4x5. Stai numai nu pe mine. Apără roțile pe spate, dacă tot pe mea are. Nu mai rămâne gumi pe urmă. L-avem și pe domnul Călin, îl salutăm și pe el. Patronul. Grațian nu l-am salutat, el a fugit cu caie. Grațian e angajat la Călin. Grațian e angajatul lui Călin. Foarte frumos toți patru. Mai sunt la graj, dar nu mai scotim, ajunge. Păi ajunge acum, că și așa... E prea cald și... Prea cald și nu se nu. Nu, dar să nu creadă lumea după aia că sunt numai ăștia. Lumea să facă bine, să vină să-i cumpere, să aibă și ei, să aibă mai mult. Așa, așa, să-i vadă în realitate. Asta era armăsară pe care a vrut domnul Ion să-l vadă mai bine. Să vină să-l vadă, că lui una pe filmare, una de-a lui. Da. Un cal cu minte. Ok. Nu-i scutez un pic. El m-a spus, chiar a fost spus că vine cu mine să-l vadă. Nu mint, uite, spun și pe filmare. Călin, o scândură trebuie. O scândurică mi-ai adus? Lada. Stai. Tu uite și adu-mi acum o scândurică, hai că vreau să mă urc și eu un pic. Da, acolo! A, e frumos, știți patru, n-ai ce zice. Nic de obiectat. N-ai ce. Dar oricum... Exemplare. Patru exemplare foarte frumoase. A, nu, îi ascultă de comens, nu? Eu mă gândeam că îi pui pe toți patru aici și o să înceapă să bată. Hai să vină, să vină el și scoate el în drum. Da, da. Vine Grațian lângă ei și filmez. Hai să-l prind un pic pe Grațian între ei așa ca să fac o poză să arate la gagică. El Grațian e lui cu pozele. Faci TikTok Grațian sau nu?
cam multe țeagă. Grațean, du-te un pic mai aproape de Călin. Sau Călin în partea aia sau la altă? Apropiați, Călin, de-o parte. N-are nimic. Așa, așa, așa. Hai, un metru în față sau cinci. E... Oh! Oh! Lasă-l în pace. Stai o secundă. Așa, uite cum apar toți patru. Lasă, ai călinometru. Așa, gata. Nu trebuie să-l trage la el. Nu-i trage. Nu-i trage. Pentru că nu se bat ca ai. Frumoși, masivi. Cai grei, cai grei. Cine vrea armăsar pentru munte la domnul Neluțu, are armăsar de unde să aleagă. Ori nu, Grațean, mai spune tu ceva. Foarte frumos armăsari, cu minți. Așa, uite-l. Bergerie, foarte bun pentru munte. Domnul Neluțu mai are la graj, dar nu i-am mai scos, că e foarte cald afară. Și mai trebuie să mai punem o căruță și nici nu mai încapeau pe drum. Călin. Așa. Mergi jos, te torci și noi mergem în față și aici la umbră, filmează pe calul cum vii de la Tirol. Bine, te torci așa. Da, da, te torci acolo în colț și aici unde e crucea albă, mă duc în fața ta aici. Merg către Tirol. Hai după el. Aproape de Călin. Aproape,
Ridicați-vă amândoi în picioare un pic să vă prind. Așa, uite așa, mă. Așa mai da. Să se vadă și cine conduce și cai, nu? Normal, patronii. Păi exact. Noi filmăm cai, dar persoane nimica pe lângă ei, uite. Așa, să luăm în parte. Da, sunt micuț tare. Foarte frumos. Cum se spune, adevărat ar măsari pentru munte, nu? Ba hai! Până primul, unul, al doilea. S-a încurcat circulația. Da, da, cum nu? Eu vreau să fac o tură. Bagă-te la călim prima dată. Până la moară și te toci înapoi. La... Foarte frumos armăsar, domnul Neluțu, să vă trăiască, felicitări. Mersi. Să aveți parte de ei și la cât mai multe monte. A, să uite, vezi. Mai și tu, vă doi, să vezi cum e de bine. Așa, așa. Noi vă mulțumim pentru prezentare. Eu îți mulțumesc pentru că ai avut răbdare. Și... după două expoziții să mai stai și astăzi. Așa, așa, lasă că nu-i nimic. Și vă mulțumim foarte frumos pentru ospitalitate. Nu, știi cum, nu se apreciază numai unii care, na, așa e. Mai fără handicap decât alții care umblă și filmează și... Na, fiecare crede că e ușor, dar nimeni nu știe câte sacrificii se fac pentru asta. Bani, sacrificii...
Fiecare crede că noi ne îmbogățim și e un câștig foarte mare, da? Dacă ar fi un câștig foarte mare, stai liniștit, ar, dacă sunt deștepți. Ar fa și toată lumea, asta-i. Asta vezi tu cum e, e ca și pescuitul. Da. E un hobby care ți intră în sânge, nu mai poți să-l scoți după aia. Asta. Noi vă mulțumim pentru ospitalitate. Domnul Neluț a fost un domn cu noi de fiecare dată. Te aștept oricând când vii aici, iară... Mulțumim! Și... Numai că trebuie să vin cu cârlic și cu remorcă, că domnul Neluț a spus că îmi face un cadou, nu-l spunem aici în, în filmare. Că... Nu știi că e vacă, e porc... Ca fi o surpriză. Așa e, așa e. Așa, da, da. Bine, vă mulțumim și să aveți o zi bună în continuare. Și eu, mulțumesc și cât la mai multe vizualizări, vizualizări, da.